Astăzi vom servi lumea cu cea mai rea mâncare posibilă și vrem să vedem reacțiile lor, așa că nu uitați să apăsați pe butonașul de like dacă vă place și dacă mai vreți și alte episoade cu acest joculeț. Și avem aici 3 clienți disponibili, hai să mergem cu prima persoană și să-i pregătim ceva cu adevărat special de mâncare. Mă gândeam să-i pregătim niște căpșuni prăjite cu ceapă, ok? Sună destul de delicios? N-aș spune, dar hai să vedem, uite, niște ceapă, ok, și hai să alegem de aici niște căpșuni, ok, și avem o grămadă de variante pe care o să le facem în episodul de azi, așa că stați până la final, deschidem aici ăsta și o să, pur și simplu, mergem la zona asta de prăjit. Și căpșuna unde? Stai că trebuie să, cred că trebuie să le pui pe amândouă într-o farfurie sau în două farfurii, le iei așa și vreau să le combin, da, deci acum le luăm de aici, ceapa, căpșuna, perfect, și le băgăm la prăjit. Cred că o să fie destul de bun. Da, nu cred că o să fie bun, dar hai să vedem totuși ce reacție o să aibă. Căpșună prăjită? N-am mai auzit de așa ceva până acum, dar wow, așa arată. Și ca să fie și mai superb, ok, fiți atenți ce o să facem. O să punem sos foarte, foarte iute. Ia uitați-vă. Și nu punem așa puțin, punem o grămadă. Căpșună prăjită cu sos iute și ceapă. Delicios, delicios, n-am ce să zic mai mult decât atât. Și voi puteți să scrieți în comentarii ce alte idei aveți și o să le facem poate în episod. Dar înainte să-i dăm de mâncare, fiți atenți, înainte să-i vedem reacția, hai să apăsăm cu toții pe butonașul de like. Fiți atenți, o să număr până la 3 și la 3 să apăsăm cu toții, da? Hai să vedem. 1... 2 și 3 like. Sper că ați apăsat și voi acolo pe acel butonaș de like și vă mulțumesc din tot sufletul dacă ați făcut acest lucru. Hai să-i vedem reacția, da? Îi dăm această căpșună cu sos iute prăjită. Bă, că vrea să mănânce această mâncare. Ia să vedem, i-a plăcut? Oh, nu prea i-a plăcut. A fost foarte picantă și mi imaginez că fierbinte. Dar ceapă prăjită cu sos iute. Ia, asta-ți place? Ai, că nu mai e așa de picantă. Ba da, e destul de picantă. Ia uitați-vă. Ok, hai să vedem ce altă variantă putem să facem. Portocală. Portocală. Cu ce să combinăm portocala? Fiți atenți că facem aici portocală cu pește. Oh my god, deja s-a strâmbat când a văzut. Portocală cu pește. Și cu de fapt, hai să le facem doar pe astea două. Dar aici o să facem ceva diferit, pentru că ne putem duce să tăiem acest pește bucățele, bucățele, ok, ceva de genul ăsta, aș tăia eu peștele dacă ar fi. Punem niște piper, piper, punem niște sare, ok, punem niște lămâie, uite așa, și îl pregătim, adică măcar să fie cât de cât bun. Nu prea îi place, dar nu e gata mâncarea. Adică mai avem. Momentan trebuie să vedem dacă. Dar știi ce? Hai să nu-l prăjim acolo. Hai să-l punem în tigaie. Dar am nevoie și de portocala asta să vină cu noi. Ia stai să. Faptul e că dacă ai mai multe de astea, trebuie să le pui în farfurii. De exemplu așa. Și acum, dacă merge aici, eu de exemplu vreau să tai și portocala asta și să o pun așa. Bam o dată. Bam de două ori. Aș spune că e ok. O lăsăm așa? Da, nu știu cine mănâncă portocala așa, da? Să zicem. Și punem și peste portocală niște sos iute. Portocală cu sos iute. Delicios, delicios. Sunt un maestru, un adevărat șef în bucătărie. Și acum, portocala, mai întâi, o dăm frumos prin tigaie. Tragem portocala în tigaie puțin cu niște unt. Abia aștept să văd ce reacție o să aibă. Portocală prăjită în tigaie cu... Doamne, bă, măcar nu folosește ulei. Asta e un lucru bun. Cred că e mai ok să mănânci așa și adăugăm și peștele. Ok, avem și peștele, frumos, dar nu mai avem loc, cred. Da, aveți o bucată din pește rămâne pe lângă. Niște sos de roșii, ok, niște sos de roșii ar merge. Bun, niște sare... Și niște piper. Perfect. Este totul pregătit. Nu pare foarte delicios, dar hai să vedem ce părere are de această portocală. Îi place sau nu îi place?
Aoleu. Bă, a strântat pe noi, doamne. Ok, deci nu prea îi place portocala asta, sincer să fiu. Cred că am pus un piculeț prea mult piper, dar uite că acum i-a plăcut. Ok, nu știu, poate era ceva în neregulă cu portocala aia sau... așa, așa, așa. Eu... A, nu i-a plăcut deloc. Uite, s-a strâmbat rău de tot. Hai, peștele ăsta îți place? Ia vezi, e bun? Ăsta îi place. Ok. Totuși ar trebui să mănânci combinat. Uite, o bucată de portocală, o bucată de pește, încă un pește. Ia să vedem. Reacția? I-a plăcut! Ce? Doamne ferește, nu mă așteptam la chestia asta. Pepene combinat cu... Stai să vedem cu ce. Cu carne? Oh, nu. Cu caracatiță? Ok. Cu... roșie? Și cu... ananas. Ok, dar nu știți ce o să fac eu cu chestiile astea. Fiți atenți. Fiți atenți că nu sunteți pregătiți de așa ceva. Le băgăm în blender pe toate. Și o să punem și cu sos. Roșie. Carne. Ok. Pepene. Nu cred că merge să le pun pe toate deodată. A? Da, uite, una îmi scoate. Că n-au loc toate. Deci o să punem... cred că fără ananasul ăsta, dacă e... Dar nu vrea să-l mai scoată de aici. Hai să văd dacă... gata, scoate-l pe ăsta de aici. Pune pepenele. Și avem caracatiță combinată cu carne cu pepene. Perfect. Și niște sos de roșii. Niște sos de roșii, perfect. Punem niște sare. Și bagă la blender, ia să vedem. Și o să iasă. Oh my god. Pepene cu caracatiță și cu carne. Nu știu ce să zic despre chestia asta. Dar eu cred că dacă le mai pun și pe astea alte două. Mi le pune tot aici, oare? Oh my god, mi le pune tot aici și dă pe afară. Mamă, cât de scârbos arată și trebuie să-i dau asta să-mi bea. O să fie delicios. Delicios o să fie, n-am ce să mai zic mai mult de atât. Și cu niște muștar. Ok? Pune niște muștar. Pic de lămâie. E bine, ce pot să mai zic. Ia uite. Arată delicios. Ce părere ai? Este suc de mere. Nu este nici, niciun caz nu e suc de carne cu caracatiță și cu pepene și cu roșii. Hai să vedem ce părere are. Poftim. Oh my god. Oh, nu. Nu i-a plăcut deloc. Doamne ferește, ce am putut să facem aici? Dar eu mă întreb oare... am putea să mai facem ceva cu sucul ăsta? Nu cred că poți să mai faci, decât dacă vrei să pui, nu știu, un sos iute. Asta bănuiesc că pot. Dacă nu i-a plăcut ăla, poate îi place ăsta cu sos iute. Hai să vedem dacă îi place. Poftim, că s-a făcut și verde sucul ăsta. Ia de aici. Ia. Nu i-a plăcut nici ăsta. Nici ăsta nu i-a plăcut. Ce combinație de mâncare să-i facem? Paste? Niște paste. Combinate cu... mă gândesc. Cu ce ar fi combinația perfectă? Combinate cu... ananas. Paste combinate cu ananas. Și cu... asta e pâine? Asta cred că e pâine. Și cu pâine. Paste combinate cu pâine. Nu-mi dau seama dacă e pâine sau dacă e altceva. Îmi pare a fi pâine, dar... abar n-am. Hai să le punem aici. Și vreau să facem altceva de data asta, ok? Le vom pune aici, în oală. Fiți atenți la faza asta. Pâinea în oală. Punem și ananasul. Punem și asta. Perfect. Și o să fie cu un sos de... de ăsta. Nu știu exact cum se numește sosul ăsta. Dar iată. O să fie pline de acest sos. Dacă știți voi cum se numește sosul ăsta, vă rog să-mi scrieți în comentarii și imediat vom trece la următorul client, pentru că vreau să văd și ceilalți care-i treaba cu ei. Niște sos iute, niște sos de ketchup frumos, niște de-asta muștar. Punem de toate aici. Sare și piper. Bun. Mai că e bine, uite, putem să dăm într-așa într-o parte și în alta. Oala. Să se învârtă pe aici. E un fel de ciorbă. Nu știu care e faza cu pâinea aia. Vă dați seama că acum e o pâine moale rău de tot. Și îmbibată cu ciorbă de asta ce am făcut noi aici.
Dar, iată. Hai să vedem dacă îi place. Deci îi dăm prima dată pâinea îmbibată în ciorbă. Oh, nu. Oh, nu. Ia să vedem. I-a plăcut? Oh, uleu, ce pot s-a făcut? What? A căzut pe jos. Ce? Nu mă așteptam la reacția asta. Ia să vedem. Pastele? Lol, frate, nu mă așteptam. Pastele i-au plăcut, dar au fost în aceeași ciorbă. Bine, acum îmi imaginez că dacă ar fi să-mi dea mie cineva o pâine îmbibată în ciorbă, așa, nu, nici eu nu aș mânca. Dar ananasul, ia să vedem dacă ăsta îi place. A? Asta i-a plăcut cel mai mult, preferatul ei. Bun, hai să trecem la următorul nostru client. Și mă gândesc, pentru că ăsta e un piculeț mai diferit așa, este un... Ori om de zăpadă, dar nu cred, cred că e Yeti. Cred că este Yeti. Hai să vedem. Ia. Care-i treaba și cu acest client? Iată-l. Ăsta este noul nostru client. Ca și mâncare, avem aceleași opțiuni pe care le putem face, dar o să încercăm alte chestii de data aceasta. Hai să încercăm să-i facem un sandwich. Îi facem un sandwich, fiți atenți. Pâine... Și vom avea în sandwichul ăsta ceapă, vom avea broccoli, ceapă și broccoli și mai vreau ceva. Și copanel de ăsta. Ok, perfect. Și acum, hai să mergem la tăietor. Așa. Și vreau să tăiem fix, fix pe jumate. La perfecție a fost asta, fiți atenți. Ok. Stai să vedem dacă mai avem altceva de tăiat. Ceapa clar vreau să o tai. O să trebuiască să fie tăiată bucățele, bucățele. Dacă reușesc să tai bucățele, bucățele, că nu prea pot să o tai chiar cum vreau eu. Uite așa. Ok, e destul de bine, e destul de bine. Cât mai mici bucățelele le vreau. Așa. Bucata asta e foarte mare, o să încercăm să o tăiem și pe ea. Pentru că astea vor intra pe sandwich, știi? Și atunci nu poate să fie foarte mari. Copanelul ăsta și-l băgăm la cuptor de data aceasta, un piculeț mai diferit. Îl băgăm așa. Hai să vedem. Nu știu dacă ar trebui să-l las mai mult. El îmi zice că e gata, dar pare că nu e făcut. Hai să mai lăsăm o dată. Întreb ce se întâmplă dacă îl lași prea mult. Și nu-l las de câteva ori. Văd că se rumenește mai tare. Poate să arde după aia. Ok, cred că e de ajuns. Cred că e de ajuns. Ok, perfect. Și acum trebuie să asamblăm sandwich-ul. Deci o să fie așa. Fiți atenți. Ăsta e sandwich-ul de aici, da? Să fie copanel. Așa. Și bucățile de ceapă. Dar problema e că în jocul ăsta nu poți să asamblezi astea deloc. Așa că o să-i le dăm direct. O să-i dăm... iau copanelul. Poftim. Îi place, cum să nu-i placă. O bucată de pâine, niște ceapă, niște broccoli. Ia de aici, ia de aici. Ia și asta. Ia și niște ceapă. Perfect, ia să vedem. Îți place? Wow! Ok, să înțeleg că asta înseamnă că i-a plăcut, nu? Ok, ia toate bucățile astea de aici. Ei, dacă i-am dat o mâncare bună de data asta, cred că e cazul să-i dăm și o mâncare destul de ciudată și nasoală. Și o să-i dăm niște căpșuni combinate cu, nu știu ce să zic, cu un cărnăcior, combinată cu un shrimp de ăsta, combinată cu orez. Toată chestia asta o să fie destul de scârboasă, dar o să-i dăm așa, drept un fel de suc, să vedem ce părere are. Și bineînțeles că o să-i punem foarte, foarte mult piper. Dar stai că o să punem piperul după ce se face sucul. Ia, băgăm aici. Se face sucul, perfect. Mam. Delicios. Și acum o să luăm de aici niște sos iute rău de tot. Vreau să fie foarte picantă băutura asta. Foarte, foarte picantă. Cea mai picantă băutură de până acum. O să punem niște piper. Și foarte, foarte mult. Și o să punem niște suc de roșii să-i dea așa un... Uite, zici că e de căpșuni mai degrabă sau ceva de genul ăsta. Și cred că e gata. Uite, un pic de lămâie și gata. E perfect. Ce părere ai? Vrei să bei ăsta? Deci știi că e foarte delicios. Ia uite-l. Ia uite-l. Hai, bagă. Ia să te văd. A băut? Oh, nu, nici lui nu-i place.
Mă gândeam că nu o să-i placă, dar na, până la urmă asta e destul de amuzant că atunci când le faci mâncăruri de-astea care nu le plac, se strâmbă rău de tot la tine. Niște carne. No, no, trebuie să o gătim mai întâi, nu pot să-ți o dau așa. Niște carne combinată cu... salată. Ok, salată. Și niște... Hai să vedem ce mai putem să mai luăm de pe aici, că... O pară. Ok, perfect. Acum să vedem cum o să îi le gătim. Cred că o să le pun pe toate în tigaie. Ia. Ok, și asta la altă trebuie să fie aici. Dar nu mă lasă să le pun pe toate odată, dar n-are importanță că o să le punem așa pe rând. Și o pară la grătar. Chiar nu știu dacă există pară la grătar. Nu mă pricep foarte bine, nu sunt bucătar și nu gătesc în general, ca să știu. Dar, uite, acum m-a lăsat să pun și carnea. Ok, la grătar. Și salata o punem direct, adică nici măcar nu mai o tăiem sau ceva, direct în grătar. Perfect, punem niște sos de ăsta, uite așa. Superb, superb, n-ai ce să comentez. Ia uite-l. Așa, și acum să vedem ce părere are. Ia-le așa, pum! Ce zici? Nu prea i-a plăcut. După expresie, nu prea i-a plăcut. Această pară cu sos, ce părere ai despre ea? N-are nicio părere, că n-a făcut nicio reacție. Și carnea asta trebuie să-ți placă, n-are cum să-mi placă. E gătită bine, zic eu, ia uite. Eram sigur. Hai să încercăm și celălalt client, cel de-al treilea client, să vedem lui ce-i place, pentru că fiecare om este diferit. Poate mie îmi place pizza, poate vouă nu vă place pizza și tot așa. Fiecare om este diferit. Și atunci, hai să vedem ce îi oferim lui să mănânce. O să-i dau să mănânce niște portocală cu roșie, cu ceapă și să-i mai dăm lui... ce să-i mai dăm lui? Uite unde ăsta. Wow, ți-a plăcut rău de tot, dar nu cred că o să-ți placă când o să vezi că de fapt ți le pun la blender pe toate. Ah, nu. Ok, trebuie să le punem și pe celelalte. Ceapă, ăsta și cu ăsta. Da, asta nu o să fie delicios deloc. Presimt că nu o să-i placă. Deci pe lângă. Și ca sos, muștar. Foarte, foarte mult muștar, dar mi-a venit acum o idee în cap cu muștarul. Mamă, îi pun căpșună cu muștar și ketchup. Doamne, asta cred că o să fie destul de scârbos. Ia zi-mi, ce părere ai? Nu-i place nici lui. Ai, bagă acolo! Ok, hai să încercăm, după cum am zis, căpșună. Și o să-i punem această căpșună cu muștar și ketchup. Dar nu eu mai gătesc, pur și simplu. Ketchup. Da, da. Se cam strâmbă când vede ce fac eu aici. Dar hai să vedem, poate îi place. Da. Asta zic și eu când văd așa ceva. Adică eu n-aș mânca. Dar hai să facem testul. Ce zici? Bagi această căpșună cu muștar și ketchup? Ia. T-a plăcut? E bună? Bă, parcă merge. A, n-a mers, nu i-a plăcut. Bă, parcă merge. Bun, ăsta a fost episodul de azi. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut și dacă mai vreți și alte episoade cu acest joc, nu uitați să apăsați pe butonașul de like. Noi ne auzim data viitoare. Pa, pa!